încălzirea globală nu mai este un indice despre care se vorbește, dar nimeni nu crede în el. Acest proces este efectul utilizării neeficiente resurselor de care dispunem. Deja nu e despre a preveni, ci despre a combate. Găuri de ozon, topirea ghețarilor, lipsuri de păduri, plastic, CO2. Ceea ce am putea face la moment este să încetinim acest proces pentru a oferi o șansă nouă, o șansă viitoare generații și o șansă acestei planete. Cum? Prin reeducarea noastră și educarea tinerilor generații, accesând jocul Mission 1.5 pentru a salva planeta noastră și a transmite liderilor lumii mesajul de ce mediul și clima sunt o prioritate urgentă.